legal, da. Comunicare cu presa. Deci nu putem să vă dăm mai mult. Țara asta este guvernată de legi. Nu ne este interzis. Ilegal? De ce nu trebuie asta primărie? Primăria vă poate da. Ilegală. Dar ce vă este interzis, domnule? Întrebarea mea este ilegală. Noi, conform legislației, nu putem să dăm. Nu puteți să-mi spuneți ce măsuri s-au impus? Nu sunt, nu de sunt ce informații. A fost acordată? V-am ce alte răspuns, instituții din cauza că nu mai au? De siguranță la ce alte instituții publice nu au? Deci. Și dacă au fost amendată? Eu cred că v-am răspuns. Dar două secunde. Atunci, mulțumim. Înseamnă că așa va fi colaborarea. Dar ce lege vă interzice noastră să spuneți care sunt neregulile de securitate, inclusiv publică, într-o instituție publică? Deci, ce nu, vă... sunt, a spus haideți, că haideți vă împiedică legea. Da, sunt, nu, vă rog. Este vorba despre altă situație. Nu, deci, sunt anumite documente pe care noi le întocmim în sistem de confidențialitate. Eu nu pot să precizez cuantumul amenzii, despre asta era vorba, pentru că motivele le-am spus. Cuantumul amenzii nu putem să-l dăm. Este dacă primăria vi-l dă, este o instituție publică. Însă amenda a fost acordată pe o persoană, pe managerul instituției. Eu nu pot să vă dau cuantumul. Dacă persoana în cauză vă dă cuantumul, eu nu am nicio problemă. M-ați înțeles? Noi, acum nu știu să vă spun litera, dar dacă doriți, vă răspund și cu baza legală. Este legislație care nouă nu ne permite acest lucru. Nu că vă ascundem, eu nu am ce să vă ascund. V-am răspuns că a fost amendat. Care e problema la primăria Sibiu? Nu are autorizație de securitate la incendiu. Nu îndeplinește. Sunt mai multe probleme. Care? În autorizația de... Deci, în autorizația... Mă lăsați că vă explic. În autorizația de securitate la incendiu sunt mai multe probleme. Și o să rog pe domnul ajung să precizeze în general care sunt acele probleme din autorizația de securitate la incendiu. Că eu nu am fost în control acolo personal. Domnul Balcu, ați ieșit public și a spus primăria nu are autorizație de securitate. Și a spus că a fost amendată și a amendat-o a doua zi. Da, nu, haideți să vă explic. În luna octombrie, nu aveți dreptate. În luna octombrie, păi mă lăsați, vreți o comunicare și vă dați ochii peste cap. Deci, o dată pe an, toate primăriile din județ, dar toate, sunt controlate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În fiecare an, nu ca anul ăsta sau acum. Primăria Sibiu a fost planificată și s-a executat controlul, planificat de la începutul anului, prin ordinul prefectului și prin aprobările necesare, în luna octombrie. Exact perioada, nu o cunosc. Adică o cunosc, dar nu-mi vine acum în cap. În 20 octombrie, primăria a intrat în posesia studiului tehnic referitor la ceea ce a făcut. Stați puțin. N-are? Haideți că ajungem. Ajungem și acolo. Noi am efectuat în luna octombrie controlul. Controlul s-a încheiat înainte de ziua de vineri, cu o săptămână. Doamna primar a fost plecată, sau viceprimar cu atribuție pe, a fost plecată din localitate. Nu am putut să-i comunicăm sancțiunea. Când a venit, a coincis cu ziua de luni, pentru că luați prezența dânsei, a coincis și noi am aplicat și am adus la cunoștință sancțiunea. Dânsa și-a asumat-o și mai departe s-au finalizat toate documentele. Însă, procesul verbal de control, încă o dată vă spun, nu este nici de cum vinerea în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat în țară. Este cu o săptămână înainte. Că fizic dânsa a intrat în posesia tuturor documentelor luni, este numai din cauza dânsei, pentru că a lipsit. Nu-i treaba mea de ce a lipsit.